Școala de dresaj canin Genie House, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Teleplus Maramureș, le-a schimbat pentru o jumătate de oră programul elevilor din Baia Mare. Este vorba de cel al învățăceilor de la școlile generale Avram Iancu, Nicolae Iorga, George Coșbuc și Liceul de Artă, care, în loc de o lecție la clasă, au luat parte la una practică în curtea școlii. Micuții spectatori au participat la o demonstrație de dresaj canin pregătită de dresori profesioniști. Chaise. Erkan, chaise. Kulkat. Chaise. Stai. Erkan, atât. Pentru micuții participanți, interacțiunea cu docilii câini a fost o experiență de neuitat. Chiar dacă multe dintre patrupede au fost de rasă mare, elevii nu s-au temut de ele. Dimpotrivă, au încercat să relaționeze cu acestea. Prin aceste activități, inițiatorii au dorit să arate elevilor că aceste animale, considerate prietenele omului, sunt inteligente și nu sunt atât de periculoase pe cât se crede de foarte multe ori. Acțiunea care s-a derulat luni și marți s-a realizat și cu sprijinul jandarmilor, care au fost prezenți alături de elevi și cadrele didactice din cele 4 unități de învățământ implicate, astfel încât să fie evitate orice incidente. Activități de acest gen vor mai fi organizate și anul viitor.